La Cosiță mă duc, am o nepoțică acolo și a avut o casă la bunei. Dar mă duc rar. Atât cât fac eu, cât duc fratele sau ea, având mașină, duc cărțile pe care le cumpăr eu pe banii mei pentru școală. Dar de bună oară, enciclopedia britanică, dicționarul românesc, este în 12 volume, și acum 10 volume am trimis pentru copii. Am avut întâlniri cu profesorii, dar acolo, Doamne ferește, vorbești de limba română. Sigur că în fiecare an sunt la mormântul părinților. El a avut și un monument, l-au distrus, chiar a scris în românește. Am zis că nu rusește, dar românește. În bibliografie rusească. L-au distrus, l-am restabilit noi. Acolo e tata și mama și două surori. Clara și Titiana. Eu sunt plecat la Cosiță din Chișinău la 15 ani. Pe timpul foametei, în 1946, lăsând acasă o mamă pe pat de moarte cu 7 copii, care a murit la 31 de ani. Da. Și am venit la școala numărul 4 de băieți. Mesajul meu pentru tinerii de acolo e următorul, că eu am scris președintului Republicii să se facă la Universitatea din Tiraspol, cu sediu la Chișinău, pe care eu am adus-o la Chișinău, fără să-i spun un snegur. Cursuri pregătitoare, ca ei se poate susține bacalaureatul. Și susținând bacalaureatul, ei pot ușor face studii și în România și la noi. Toate că acum, din bursele care le avem, celor din trasnițele se dau numai 5%. Cum poți să recunoaște diplomele celor care termină școala medie de 10 ani în Transnistria, să-i pui alături cu cel care termină liceul aici în Basarabia? Și în general, referitor la învățământul de Republică, la 27 august au fost închise 16 licee. Mai în care țară, să zic, să faci o prostie mai mare ca asta? Ba mai mult, etniile astea, să zic, găgăuze, bulgarii și au universități și 10 persoane sunt clasă, dar dacă 10 persoane îți dai noștri moldoveni români, gata, s-a închis școala, s-a închis clasă. Păi asta e, eu în genere nu concep, să zic, poziția guvernării noastre în ceea ce privește școala. Pentru că economia merge prost doar din considerente că nu este, să zic, educație de la sânul mamei până la cele 7 scânduri.